Bun, trecem mai departe și pentru a ne prezenta oferta numărul 4, îl avem alături de noi pe Bogdan Buburuș, căruia deja i-am făcut prezentarea și cred că îl invit direct să ni se alăture și să ne vorbească de ce a preferat el să ne vorbească despre această ofertă. Ia să vedem, uimește-ne și tu că tot descoperi lucruri noi despre voi. Salutare tuturor! Vă salut și mă bucur, vă spun sincer că mă bucur să vă vorbesc despre o pereche din această ofertă Bogo, care cred eu este exemplul perfect despre cât de extraordinare sunt aceste soluții pe de-o parte, dar și cât de subestimate sunt uneori. Și haideți să vă spun și de ce. Și începem cu uleiul de Madagascar vanilia, de vanilie de Madagascar, care de fapt este un absolut. Ce înseamnă asta? Înseamnă că extragerea lui se face diferit cu dioxid de carbon și sunt două etape. Acum nu vom intra în toate detaliile, găsiți inclusiv pe grup povestea din spatele sticluței de vanilie de Madagascar, dar aceste etape și obținerea acestui absolut de vanilie asigură faptul că în sticluța aceasta, da, este doar absolut pur și natural de vanilie. De ce insist să punctez acest lucru? Pentru că, din păcate, la fel ca și în cazul uleiurilor esențiale, majoritatea produselor de pe piață care conțin vanilie în ghilimele au de fapt arome sintetice de vanilie. Revenind la Madagascar Vanilla de la Drupera, ați putea crede că e doar ceva așa aromat, de pus în difuzor, de folosit ca parfum sau pentru a da un gust așa mai special, mai aparte unor deserturi. Ei bine, de asta spuneam că e un exemplu de subestimare, pentru că, de fapt, vanilia sprijină, printre altele, procesele antioxidante. Ajută, de asemenea, la menținerea sănătății celulare și, inclusiv, contribuie la menținerea nivelurilor tensiunii arteriale. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că conține peste 500 de constituenți chimici și cercetătorii au descoperit, de exemplu, dichetone unice în compoziția Madagascar Vanilla, care se regăsesc și în alte uleiuri foarte prețioase, cum este Helichrysum și cel de Manuka, și care au proprietăți regenerative și reparatoare extraordinare pentru organismele noastre. Aceiași specialiști, oamenii de știință, au descoperit în studii că vanilinul, unul dintre compuși, are proprietăți bioactive, printre care anticancerigene, neuroprotective, potențiază efectele antibiotice și reduce virulența patogenilor, având un efect, limitează practic comunicarea intercelulară a bacteriilor. Sunt lucruri pe care și eu le-am descoperit recent și din nou m-au uimit la acest ulei esențial, care din nou poate fi subestimat pentru că suntem obișnuiți cu vanilia doar în scopurile acestea culinare și aromatice. Mie mi se pare chiar wow și uite, chiar v-aș invita, dacă v-au surprins informațiile astea, să lăsați un wow în comentarii, pentru că asta a fost și reacția mea. Revenind însă, mie îmi place și aroma Madagascar Vanilla la nebunie și folosesc acest ulei în special intern, deși l-am pus și în difuzor și are un miros extraordinar și se poate combina cu alte uleiuri foarte, foarte fain. Mie unul îmi place să adaug câteva picături, de exemplu în orezul cu lapte. E un desert sau e o gustare delicioasă care împreună cu Madagascar Vanilla e ceva nici nu vă pot explica. Adaug câteva picături și în înghețata homemade din banane congelate. Chiar și în shake-ul cu proteine de la doTERRA îmi place să pun atunci când folosesc proteinele cu ciocolată. Și un lucru important de menționat, poate veți găsi în shop-ul vostru doTERRA, dacă intrați, sau pe sticluță, că Madagascar Vanilla este doar pentru uz extern. Și atunci poate vă întrebați cum de eu îl folosesc intern. Da? Și
vă rog să mă credeți, nu mi-am pierdut mințile, ba dimpotrivă, mi-am folosit mintea, da? Recomandările acestea, de fapt, țin de anumite politici și de anumite reglementări la nivelul Uniunii Europene, dar dacă vă uitați pe site-ul oficial, pe lista oficială doTERRA din SUA, veți vedea la Madagascar Vanilla că poate fi utilizată inclusiv intern. Și eu îl folosesc, vă spun sincer, cred că am băut cel puțin 5 sau 6 sticluțe de genul acesta în diferite alimente pe care le-am consumat și e delicios, n-am avut absolut niciun efect secundar, dimpotrivă, dă un gust minunat oricărui preparat. Și dacă mai vreți și o confirmare și o idee de la cineva chiar mai experimentat decât mine, vă spun că Emily Wright, o știți pe Emily, da, este fondator al doTERRA, Emily recomandă Madagascar Vanilla în ceai, împreună cu melisa și cu uleiul esențial de lămâie. Eu deocamdată pot doar să-mi imaginez ce gust intens și aromat are un astfel de ceai și chiar vă provoc vara asta să vă preparați un iced tea cu Madagascar Vanilla, cu melisa și lămâie. Eu sunt convins că va fi o experiență absolut delicioasă și cu beneficii minunate și vă invit să vă faceți un selfie sau să postați experiența pe grup. Bun, și dacă tot am vorbit de arome intense și extraordinar de faine, hai să trecem și la Tropical Cuisine Blend. Numele lui spune totul. Gustul tropical în bucătărie, da? Și într-adevăr, e genial în deserturi sau în gustări de fructe. Mie îmi place, de exemplu, să-l adaug într-un bol de iaurt cu fructe. 2-3 picături e ceva, nici nu vă puteți imagina dacă n-ați încercat. Dacă ați încercat, scrieți-mi cum vi se pare. Dar hai să nu subestimăm nici acest blend, să nu facem greșeala asta, pentru că merită să ne uităm în sticluță și să vedem acolo ce uleiuri esențiale se regăsesc în blendul tropical. Și avem ulei de portocală, ulei de lămâie, lime, lămâie verde, grapefruit, mandarină verde, bergamotă, yuzu și ylang ylang. Și sigur că putem folosi blendul acesta pentru a aromatiza dressing-uri, pentru o savoare așa fructată, tropicală, da, smoothie-urilor sau fresh-urilor, dar, din nou, dar uleiurile esențiale conținute în blendul acesta tropical ajută în primul rând procesele de detoxifiere din organismul nostru și de curățare intern. Pe deasupra au efecte antioxidante și multe dintre uleiurile esențiale care se regăsesc în Tropical Blend au arătat capacitatea de a ajuta la reducerea nivelului de cortizol, a hormonului de stres, da, din organism. Ba mai mult, de exemplu, uleiul esențial de bergamotă are un puternic efect antiviral, la fel ca și cel de ylang ylang, de exemplu, care în diferite studii a arătat efecte împotriva unor patogeni cum este E. coli sau streptococul. Deci, din nou, avem beneficii terapeutice în diferite aspecte și majoritatea sunt valabile pentru fiecare dintre cele 8 uleiuri esențiale, da, avem 8 uleiuri esențiale în blendul tropical. Și pentru că subiectul acesta al emoțiilor, al stărilor pe care noi le experimentăm a fost discutat, e discutat și e atât de important și începem să fim tot mai conștienți de importanța stărilor, emoțiilor noastre. Dacă e să vorbim puțin și despre emoțiile pe care le putem gestiona cu mai mare ușurință folosind aceste două soluții, Madagascar Vanilla și Tropical, trebuie să menționez că vanilia de Madagascar e considerat uleiul loialității autentice și putem să-l folosim când ne confruntăm, de exemplu, cu emoții negative precum trădarea, separarea, stresul, deconectarea, tensiunea și, în general, o răceală emoțională. Asta pentru că acest vanilla, Madagascar Vanilla, încurajează emoții precum siguranța, loialitatea,
bunătatea, acceptarea și căldura sufletească. Cu toții cred că ne dorim și vrem atât noi să transmitem mai multă căldură sufletească și să simțim asta și din partea celor din jurul nostru. De partea cealaltă, blendul tropical este considerat uleiul vieții energizate. Știam eu că îmi place cu un motiv. Asta pentru că ne ajută să ieșim din acele stări de oboseală, de lehamite. Ne ajută să ieșim din acea capcană dacă suntem workaholics, dacă muncim prea mult și suntem prea, prea prinși în partea asta de job, de muncă. Dacă, de asemenea, dacă suntem foarte critici cu noi înșine și cu alții și dacă trăim în frică. Foarte mulți dintre, nu vreau să zic dintre noi, dar foarte mulți oameni trăiesc zi de zi, moment de moment, cu frică în inimi, în suflete, în fiecare celulă. Și Tropical Blend e un ulei care ne ajută să scăpăm de aceste sentimente și în același timp încurajează emoții, stări de recunoștință, de claritate. Ne încurajează să trăim viața plenar și să fim mai jucăuși. Da? Poate știți, e vorba aceea, n-are rost să iei viața prea în serios pentru că oricum se va încheia la fel. Și la final vreau să vă las cu o idee foarte importantă, care se leagă cumva de ceea ce vă spuneam la început, de faptul că sunt într-un fel subestimate uleiuri de genul acesta. Și dacă decidem sau decideți să folosiți Madagascar Vanilla și Tropical Blend doar pentru mirosul lor, pentru aroma lor, pentru a da un plus de savoare în unor deserturi. Și dacă faceți doar asta, e ceva extraordinar. Și știți de ce? Pentru că e un pas pe drumul înspre o sănătate mai bună. Un pas prin înlocuirea tuturor îndulcitorilor artificiale, a tuturor substanțelor sintetice, a parfumurilor și a produselor acelea de pe rafturile supermarketurilor care ne dezechilibrează organismul, ne afectează sănătatea hormonală, sistemul endocrin și așa mai departe. Și eu sunt convins că dacă o să începeți să folosiți Madagascar Vanilla și Tropical Blend chiar și doar pentru aceste beneficii, vă veți mulțumi pentru asta. Și din nou mă bucur că am avut ocazia să vă spun mai multe despre aceste două produse care pe mine m-au lăsat cu gura căscată și cu poftă de ceva delicios. Așa este, Bogdan, îți mulțumim. Da, într-adevăr, multe, multe beneficii la aceste două uleiuri și sunt două uleiuri pe care recunosc, eu le folosesc în fiecare zi, exact cum spunea și Bogdan. Madagascar Vanilla îl adaug în smoothie-ul de dimineață cu proteine, nu contează că sunt proteinele cu gust de vanilie sau că sunt proteinele cu gust de ciocolată, împreună cu banană și apă sau lapte vegetal și coriandru, ulei de vă zic, dacă mi-amintesc, am acum un lapsus, nu coriandru, cardamom, da? Deci vanilie, cardamom, piper negru și piper roz. Astea sunt uleiurile pe care mi le pun în shake-ul respectiv. Și de asemenea, veți rămâne uimiți, dar Tropical Blend, Cuisine Blend, îl adaug în colagenul de dimineață, în Advantage. Când amestec acolo colagenul, adaug pentru că îi dă un gust absolut extraordinar. Așadar, două uleiuri pe care să nu le ratați din oferta BOGO numărul 4, cumpărați Madagascar Vanilla, scrieți vanilie și o să vă apară Madagascar Vanilla, îl puneți în coș și veți primi cadou și Tropical Cuisine Blend. Vanilie, mai vreau eu să vă spun, spunea și Mara aici pe grup, n-am încercat încă asta, dar uite, pentru cei care vreți să testați efectele de lifting pentru pleoapa superioară, uite ce variantă minunată și mirosind absolut delicios. Și pentru piele, da? Să-l adăugați la loțiunile de piele, loțiuni pe care vi le faceți voi sănătoase, uleiul de vanilie.